Bună tuturor! Noi astăzi o să pregătim ceva bun, bun, bun de mâncare. Facem și desert și vă arătăm o idee de supică delicioasă și nutritivă pentru cei mici, care se poate consuma la prânz sau la cină. Haideți cu mine să vă arăt cum pregătesc. Am pus la fiert un piept de pui cu tocul spate. Am să lasă să se gătească sub presiune pentru 30 de minute. O să pun vreo 3 morcovi pe care voi curăța și voi tăia rondele. Aici am mazăre recoltată astăvară de la țară. O să pun aproximativ 300 grame de mazăre, cam jumătate de pungă. Și apoi o să pun la fiert peiței sau literele, să vedem ce aleg fetele. Au început să fiarbă și steluțele, le voi strecura și le voi pune apoi în supică. Am uitat să precizez că atunci când pun legumele la oală, după ce am depresurizat-o, lasă aproximativ 2-3 minute, pentru că ele se vor fierbe foarte, foarte ușor și vreau să le păstrez cât mai nutritive. Și puține frunze de pătrunjel pentru o savoare mai bună și vitamina C și antioxidanți. Deci iată cum arată o supă nutritivă, echilibrată, potrivită pentru cei mici, dar și cei mari. Conține fibre, grăsimi sănătoase, proteine și carbohidrați. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like.